siguranță ați aflat deja de pasiunea mea pentru nutriție și dacă mă urmăriți pe pagina de Instagram, ați văzut că sunt mai tot timpul la dietă. Tocmai din acest motiv m-a preocupat să aflu ce putem mânca în oraș dacă ținem un regim alimentar. Asta pentru că de cele mai multe ori respectăm indicațiile specialiștilor până ieșim din casă. Carmen Fit, antrenoarea multor vedete autohtone, ne explică pas cu pas ce greșeli ar trebui să evităm, astfel încât să nu stopăm procesul de slăbire. Salata. Cea mai comună alegere a doamnelor se poate transforma rapid în cea mai mare capcană, dacă e aleasă incorrect. O salată poate să aibă și 700 de calorii. Dacă e o salată cu nuci, cu avocado, cu roșii uscate, mi bate un ulei, cu telemea de capră, deja este o bombă calorică. Deci trebuie să alegem variante cât mai simple. Eu, de exemplu, când merg la restaurant, cer salata fără dressing și îmi pun eu o lingură de ulei. Eu știu că am o lingură de ulei, 15 ml, este foarte ok. Dar salatele nu sunt singura soluție. Există o mulțime de alte variante sănătoase și gustoase, chiar și pentru pofticioși. Specialiștii spun că odată pe săptămână ne putem răsfăța fără griji, cu o condiție însă: să reluăm stilul alimentar echilibrat chiar de la următoarea gustare. Cheat meal reprezintă masa la care putem uita de dietă, fie că vorbim de un hamburger cu sosuri, pizza sau prăjituri cu cremă. Cu limită, nu? Mâncăm 3 prăjituri, o pizza și... cu limită. Ocazional putem bea și alcool. Foarte periculoase pentru orice dietă sunt caloriile ascunse. Trebuie să reținem că aportul caloric este prezent și în băuturi, nu doar în alimente. Ies în oraș și beau latte macchiato. 1-2 pe zi. Un latte macchiato are 200 de ml de lapte, 3,5. Ai băut 2-3 latte macchiato, s-a dus tot. Se adună calorii și grăsimi din 2-3 latte-uri pe zi. O nouă modă este cafeaua cu lapte de cocos. Și laptele de cocos este la fel? Este la fel, nu neapărat, dar tot așa nu trebuie să exagerăm. O cafea este de ajuns. Fără lapte. Eu recomand expreso scurt cu lapte, e cea mai safe variantă. Ce facem cu prăjiturile? Pentru că avem telespectatori care sunt iubitori de prăjituri. Eu sunt una dintre ele, cea mai mare, recunosc. Și sincer să fiu, nu sunt super happy doar o dată pe săptămână să mănânc prăjituri. Păi atunci trebuie să ajungem la kilogramele dorite și atunci poți să mănânci de două ori pe săptămână. Acum, dacă mănânci zilnic, normal că este normal să te îngrași. Pentru că știm cu toții că orice surplus caloric duce la îngrășare, orice deficit caloric duce la slăbire. Regula pare simplă în teorie, dar și practica poate fi ușoară dacă urmărim câțiva pași simpli. Scoatem alimentele nesănătoase din dietă și optăm pentru variantele sănătoase, da? În loc de pâine albă mâncăm pâine integrală, schimbăm orezul alb cu orezul basmati, dar nu scădem drastic numărul de calorii și nu mâncăm numai salate sau nu mâncăm o dată pe zi. Să nu uităm că hrana este principala sursă de energie a organismului. Tocmai din acest motiv, înfometarea nu reprezintă o soluție în lupta contra kilogramelor în plus. Alimentația corectă trebuie să fie echilibrată și diversificată. E important de reținut că nu există un regim alimentar care să se potrivească tuturor și nu în cele din urmă, un organism sănătos trebuie să fie hidratat.